Salut! Sunt Otto de la Miere TV, iar astăzi tocmai s-a încheiat a 7-a săptămână din programul meu de slăbit Otto slăbește sezonul 4. Bine ați venit la singura transformare live din toată lumea, fraților, singura transformare documentată în care vă prezint toate mesele pe care le-am avut în fiecare săptămână. Ce faci, măiuțule? Hai, treci la locul tău. Treci, fătițu, treci la locul tău. Așa să revenim, cum ziceam, în care vă prezint toate mesele pe care le-am avut în fiecare săptămână, cântarul la sfârșitul fiecare săptămână să registrăm progresul, să vedem dacă am slăbit sau m-am îngrășat. Ce înseamnă transformare live? În același timp în care slăbesc, pun și masă musculară, așa că nu confundați lucrurile, nu confundați cu water fasting-ul, nu confundați cu intermittent fasting-ul, cu slăbitul sau cu creșterea în masă musculară. Transformarea corporală sau recompoziția corporală este ceva mult, mult mai complex, mult mai greu de realizat. Iar pe acest canal veți găsi singurul content de acest gen din toată lumea asta. Sunt foarte fericit, tocmai ce m-am cântărit, am avut un rezultat extraordinar săptămâna aceasta, o să vedeți și voi la sfârșitul clipului cântarul, dar până atunci vă las să vă luați cea mai tare doză de motivație și să vă inspirați din mesele mele, pentru că foarte multă lume poate nu mai știe ce să mănânce, poate vrea să slăbească, poate vrea să pună masă musculară, poate vrea să facă o transformare exact ca și mine și au nevoie de inspirație, așa că haideți să intre mesele și apoi ne revedem aici pentru a trage ultimele concluzii ale acestei săptămâni. Bună dimineața! Haideți să facem cafeluța cu miere de rapiță. Ia uitați ce multă s-a dus din borcan. În curând o să se termine și borcanul ăsta. Afară este soare, e frumos așa la prima vedere, dar să știți că este foarte frig și toată săptămâna o să fie foarte frig. Nu știu cum o să-mi fac eu exerciții de cardio prin aer liber, pentru că am probleme cu sinuzita, nu-mi place frigul. Mai bate și vântul foarte tare, dar asta e, vom vedea. Poate fac pe bicicletă săptămâna asta, niște cardio. În schimb, voi face toate antrenamentele la sală, pentru masa musculară și o să fie bine. Sper să reușim să slăbim și în săptămâna 7. Pentru micul dejun mi-am făcut o budincă de ovăz, pentru că am primit un cadou, o proteină din asta vegană de 30 de grame, atunci când am făcut comanda de batoanele proteice, dar să știți că și asta are calorii, oricum n-am vrut să o arunc și am zis să fac o budincă astăzi, are 115 calorii pe cele 30 de grame și 16 grame de proteină, dar mie nu prea îmi place budinca așa mult, budinca de ovăz, decât dacă este îndulcită, așa că o voi îndulci cu miere de salcâm, pentru că mierea asta de salcâm dă un gust extraordinar tuturor mâncărurilor. Le face mult, mult mai gustoase și mai dulci. O să-mi pun două lingurițe de miere, aproximativ 60 de calorii. O să pun și pe a doua, așa, și să îndulcim bine, bine de tot. Acesta este micul meu dejun, nu prea mănânc eu ovăz, ați văzut, dar dacă tot am primit-o cadou, am zis că trebuie să încerc să nu arunc. Mi-am făcut aici sucul meu de cătină, din pulpă de cătină cu miere, produsul nostru premium. Ia uitați ce puțin mai avem. Păi mine s-ar putea să îmi iau altul, pentru că ăsta cred că mai mi-ajunge decât pentru mâine. Am făcut cu apă minerală pentru că așa îmi place mie și acum sunt gata de sală. Haideți să mergem. Mamă, ce avem aici? Hai să vedem ce a făcut mâine. Mâncare de fasole verde, cărniță de porc și dovlecel. Ia uite, și miroase așa bine, a pus și puțin usturoi. Mâncarea asta are foarte puține calorii. Fasolea verde, dovlecelul, au foarte, foarte puține calorii. Și dacă avem și niște carne așa slabă, chiar dacă este de porc, este foarte bine. N-ai pus ulei suplimentar, bănuiesc. Așa, să nu mai faci cu ulei. Hai să facem o porție și să mâncăm. Ok, mi-am făcut aici o porție, vedeți, am pus multe bucăți de carne pentru că am nevoie de proteine, am avut un antrenament super tare. Este ora 6, mi s-a făcut foame. Aici avem două filițe de pâine din asta, pâine cu secară de la Velpitar. Iar aici avem foarte multe legume murate, vedeți borcanul acolo, avem castraveți, morcov, cogonele, ardei și conopidă. Asta este masa mea, cam așa arată. Avem toți macronutrienții de care avem nevoie, avem și puține grăsimi, bănuiesc carnea asta de porc n-are cum să aibă zero grăsimi. Avem și carbohidrați, avem foarte multe legume, avem vitamine, avem minerale, fibre, tot ce ne trebuie. Iar aici maica mea îmi pregătește desertul, o salată de fructe. Mai trebuie să pună și o jumătate de banană sau o banană. Avem portocală, avem măr, kiwi și urmează și banană, după cum am zis.
Haideți să trecem mai întâi să mâncăm felul principal. Ok, am terminat de mâncat, a fost foarte bună mâncarea, maica mea gătește foarte bine și chiar îmi place foarte mult mâncarea gătită. Iar aici avem salata de fructe, am mai pus și niște banană. Am luat și o sticlă de 1,5 litri de apă. Aceasta este gustarea mea, asta o să rănțui acum până la următoarea masă. S-a făcut ora 10, am aici două felii de pâine integrală cu salată de vinete. Este făcută cu ceapă, nu are maioneză. Iar aici avem o brânză cottage, are foarte multe proteine. Și desert o să am un baton proteic, tot așa cu foarte multe proteine, are 20 de grame de proteine. Asta este ultima masă pe care o să o iau astăzi. Bună dimineața, este un frig de crapă pietrele aici, îmi place deloc frigul. Mi-am făcut o cafea și acum punem miere de rapiță, ritualul meu obișnuit de dimineață și apoi o să mâncăm ceva, probabil și o să mergem la sală. Nu mai îmi fac cardio-ul obișnuit prin curte, nu mai merg pentru că e prea frig și nu am chef să mă îmbolnăvesc, să mă tragă frigul la cap, pentru că transpir foarte tare, mai ales la cap și chiar dacă am căciulă, e foarte periculos pentru mine. Pentru micul dejun avem aici două feliuțe de pâine integrală, am pus 100 de grame de mușchi de porc crud uscat pentru că n-am mai găsit mușchi file. Ăsta are puțin mai multe calorii, 129 față de 113, 22 de grame de proteină, dar este foarte bun și el. Ia uitați, e crud uscat așa, e super fain. Și pe lângă avem câteva legume, avem un ardei și jumătate de castravete, iar ca desert avem o banană. Și apoi vom face sucul de cătină și vom bea la sală. Foarte bună! Mi-am făcut aici suculețul meu de cătină cu apă minerală, sunt pregătit să plec la sală, iar mâine va trebui să iau altă sticuță pentru că s-a terminat și sticuța aceasta. S-a făcut ora 7, am venit de la sală, avem aici o mâncărică de fasole teci, cum am mâncat și seară, cu multă carne de porc, de aceasta slabă, mă rog, are și puțină grăsime acum, na, așa e carne de porc. În schimb, este făcută fără grăsime, fără ulei, această mâncărică, am o focalizez. Avem o felie de pâine integrală, avem aici o salată mare de ardei copt. Extraordinară salata asta, foarte, foarte gustoasă, cu puțină sare și oțet. Aici maica mea face salată de fructe pentru desert, pentru următoarele ore, până mănânc următoarea masă. Vă urez tuturor poftă bună, mă bag să mănânc. Ah, și nu uitați să vă mâncați legumele, da? Să mâncați foarte multe legume. Vedeți că eu am foarte multe legume aici. Fasole verde, avem și dovlecel înăuntru. Salata de ardei copt la fel, este foarte bună pentru că și ardeiul este o legumă extraordinar de bună, slabă în calorii. Fructele la fel, au foarte puține calorii. Banana are mai multe calorii, dar în rest au sub 50 de calorii pe 100 de grame. Asta este cel mai important lucru când vreți să faceți o transformare, când vreți să slăbiți, să fiți mai sănătoși, trebuie să mâncați cât mai multe fructe și legume, exact cum încerc să fac și eu. Am terminat, a fost extraordinar de bun, foarte puține calorii, proteine, vitamine, fibre, tot ce vreți voi, fraților. Și aici avem salata de fructe. O să o luăm sus la mine, o mâncăm la laptop așa ușor, în timp ce o să editez un alt clip pentru voi. Bine, voi o să-l fi văzut deja, pentru că vreau să-l pun joi. Fructele sunt foarte bune pentru că sunt și puțin dulci și ne ajută să ne ținem și pofta de dulce sub control. Așadar, dacă veți mânca mai multe fructe, nu veți mai simți nevoia aia nebună să mâncați ciocolată sau alte prostii. A trecut o oră de când am mâncat, am făcut clipul, am făcut o baie în cadă. Acum vreau să mănânc salata asta de fructe. Știu că nu este bine să mănânci imediat după masă fructele, pentru că nu se digeră, mai întâi se digeră mâncarea pe care ai mâncat-o și apoi se digeră fructele și fermentează și bla bla bla. Știu că nu este bine să ne mâncăm seara, nu este mai bine să ne mâncăm dimineața, dar haideți să vă zic ceva, toate detaliile astea nu fac nici 10%. Cel mai important este să mâncăm fructe cât mai mult, fraților. Dacă ai programul așa cum l-am și eu, mă trezesc târziu și nu poți să le mănânci dimineața la prima oră, nu este nicio problemă, poți să le mănânci și mai încolo, poți să le mănânci și seara. Credeți-mă, ce este cel mai important este că trebuie să le consumăm. Când trebuie să le consumăm, nu valorează nici 10% din faptul că le mâncăm, pentru că foarte multă lume nu mănâncă fructe. Foarte multă lume crede că fructele îngrașă, se feresc de ele pentru că au zaharuri, ceea ce este total fals. Trebuie să mâncăm foarte multe pentru că ele ne ajută să slăbim, să fim sănătoși și să nu mai răvnim după alte dulciuri, alte prostii, alte crânțenele, decât să ronțăi o grămadă de prostii, mai bine ronțăi fructe, crede-mă. S-a făcut ora 10:30, fraților, avem aici două filiuțe de pâine integrală cu salată de vinete fără maioneză, avem multe legume, roșii, cherry și ridichii. Mai avem 100 de grame de mușchi din ăsta crud uscat, foarte bun pentru proteină, are și foarte puține calorii. Tot ce vedeți aici are 130 de calorii.
Foarte bun. Și lapte bătut cu 2% grăsimea. Poftă bună vă doresc tuturor. Bună dimineața, încă o zi, încă o cafea întrucită cu minunata miere de rapiță. Ia uitați, fraților, ce consistență are. O băgăm aici în cafea, amestecăm foarte bine să se topească. Dacă vreți și voi să comandați diferite tipuri de miere, produse apicole, cătine cu miere, le găsiți pe site-ul meu www.mieretv.ro. Haideți să bem cafeluța și apoi să mergem la treabă. Avem de făcut mulți pași pe aici prin curte și de făcut niște colete, pentru că am primit o grămadă de colete pe site și vreau să vă mulțumesc tuturor. Mi-am pregătit aici micul dejun, avem două filuțe de pâine integrală, avem câte trei filuțe de mușchi pe fiecare feliuță de pâine, avem un ou fiert și câteva roșii sherry. Asta o să mănânc înainte de sală. Poftă bună vă doresc tuturor. Mă pregătesc să plec la sală, fraților. Avem aici patru comenzi, câte un sirop de cătină la fiecare comandă. O să mă duc să le livrez personal la clienții mei acasă. Dacă sunteți din Râmnicu Vâlcea, puteți să comandați și vi le aduc eu personal. Dacă sunteți din alte orașe, puteți să faceți o comandă pe site-ul nostru www.mieretv.ro. Iar comenzile vor ajunge la dumneavoastră maxim 48 de ore lucrătoare prin fan curier și plata se face ramburs după ce primiți coletul. Iar dacă sunteți în trecere pe la Mănăstirea Cozia, în fiecare weekend sunt părinții mei și vă așteaptă cu cele mai bune produse apicole. V-am pupat, o zi bună! Tocmai ce m-am întâlnit acum cu un băiat de aici din Băbeni. Acum am făcut cunoștință cu el. E super tare tipul. Rare și îl cheamă Te Salut Bro dacă urmărești vlogul. A cumpărat un suc de cătină cu miere, un sirop din acela de-al nostru, 100% natural. Și am făcut și un story cu el. Dacă mă urmăriți pe Instagram, cu siguranță ați văzut story-ul. Acum hai să mergem la sală, fraților, pentru că suntem un puțin în întârziere. Mă aștept acolo niște doamne, am niște comenzi de dus. Și mai am încă o comandă la cineva în Vâlcea. Mamă, cum miroase aici, am făcut maică-mea pâine, ia uitați, de casă. Ia să vedem ce e aici. Miroase a fumătură. Mamă, preferatele mele. Ia să vedem. O fi bună carnea asta? Mamă, cum e bună. Wow, ce avem aici. Ia să vedem. Ciorbă. Mamă. Da, ciorbă de afumătură. Super tare. Cu dovlecel, cu grămadă de legume. Ia uitați ce bine arată. Puh, dar mi-aștept să mănânc. Și aici? Aici avem spanac. Ia uitați cum arată spanacul ăsta. Cu cărință tot așa de porc. Dar asta se pare că nu e afumată. E mușchiuleț din ăla de porc. Spanac, wow, o grămadă de legume. Abia aștept să mănânc. O să-mi pun ciorba acum. Ok, cam așa arată porția mea. Haideți să vedem aici. Ia uitați câtă carne avem. Și e destul de slabă, sincer să fiu. Are puțină grăsime, normal, dar oricum nu mănânc grăsimi, nu mai mănânc unt, nu mai pun ulei în salate și așa mai departe. Deci puțină grăsime oricum ne trebuie. În schimb, avem foarte multe legume, exact ce vă ziceam, vedeți? Câte legume sunt aici? Foarte, foarte multe, diversificate, să avem o grămadă de nutrienți. Și în rest este apă. Ce mai bun decât o ciorbă, fraților, mai ales pentru slăbit și pentru masa musculară, dacă avem o carne bună. Chiar așteptam foarte mult timp să mănânc o ciorbă, pentru că săptămâna asta, ați văzut, nu prea am avut ciorbă, am mâncat mai mult mâncăruri așa, na, uscate. Eu sunt fan mâncărurilor gătite, știți bine că îmi plac foarte mult, mai ales carnea asta de porc afumată este preferata mea. Și chiar așteptam de foarte mult timp să fac mama o ciorbă, așa că o să mă bag să mănânc, pentru că nu este foame, este ora 6:30, am venit de la sală și trebuie să mai luăm o porție de proteină. S-a făcut ora 8, avem aici o porție de smeură, este înghețată, tocmai am scos-o din congelator. Avem cam jumătate de pungă, toată punga are 250 de calorii și 500 de grame, aici avem cam 120 de calorii, așa, jumătate de pungă aproximativ, n-am stat să o cântăresc, știți că eu nu cântăresc mâncarea. Ideea e să mâncați mai multe fructe, fraților, chiar dacă nu sunt proaspete, măcar mâncați din astea congelate. O să mai le țin acum o oră până se dezgheață și apoi o să le mănânc, iar pe la 10-11 vom merge să luăm următoarea masă, să mâncăm niște spanac din ăla. Ok, s-a făcut ora 10, mi-am pus aici niște spanac din ăsta. Wow, o grămadă de legume, de cărniță de porc. Uitați ce bine arată carnea asta, nu are grăsime aproape deloc. Iar aici avem un castron plin de mărături asortate. Avem gogonele, avem
castraveți, ardei, conopidă, morcov. Vă mânca fără pâine, poftă bună vă doresc tuturor. Bună dimineața, începem și ziua de astăzi tot cu cafea îndulcită cu o linguriță de miere de rapiță. Și apoi vom merge prin curte să facem câțiva pași, fraților. Pentru prima masă a zilei avem un nou fiert, avem o feliuță de pâine integrală, cu o feliuță de cașcaval și vreo 6 feliuțe de muști din acesta muș de porc uscat. Vedem că așa bine arată mușul ăsta, super, super bun. Și lângă avem 6 roșii sherry, jumătate de castravete. Am încercat să pun cât mai multe legume. Avem proteine, avem legume, avem grăsimi, avem carbohidrați. Avem o masă completă. Am terminat antrenamentul meu de cardio. Am făcut aproximativ 5.000 de pași. Am mers 30-40 de minute și uitați, fraților, cât de fleașcă sunt. Am transpirat foarte mult, am avut decât o geacă peste, pentru că este iarnă, este normal să mă îmbrac. Acum vreau să fac o baie și după aia trebuie să mergem la judecătorie pentru că avem de dus o comandă de siropuri. Haideți să vă arăt și maieul. Ia uitați cum este maieul. Fleașcă și el. Ok, și dacă toți suntem în baie, haideți să vă arăt și cum arăt fără tricou, fără maieul pe mine. Cineva chiar mi-a lăsat în comentarii dacă am piele lăsată. Cea mai mare problemă ar fi aici la burtă, însă momentan nu mi s-a lăsat pielea, vedeți. Este destul de tare, dar chestia asta este și genetică. Dacă ai o piele mai groasă, este normal să nu se lase atât de mult pielea în momentul în care slăbești. Dacă ai o piele mai subțire, atunci ai șanse mult mai mare ca pielea să se lase, să se atârne. Vom vedea, pentru că eu sunt destul de gras momentan. Am 112 kg, vom vedea când voi slăbi mai mult dacă mi se va lăsa pielea în jurul abdomenului, adică la burtă. Sper să nu mi se lase prea mult, probabil că un deget de piele voi avea lăsată, dar nu este problemă, vom trage slipul la mare, vom trage așa un pic peste și am rezolvat problema, da? Așa că nu vă fie frică să slăbiți pentru că aveți piele lăsată, pentru că veți rămâne cu piele lăsată, dar asta nu înseamnă că trebuie să grăbim foarte tare slăbirea și să slăbim foarte mult. Trebuie să avem timp să punem și masă musculară, fraților. Cu cât vom avea mai mulți mușchi, cu atât pielea va sta mai tare pe noi. Hai să vedem cum se prezintă și picioarele. Da, uitați, nu știu, se văd. Am plecat la sală urșii mei, dar până atunci trebuie să mă duc la judecătorie, la tribunal, la Râmnicu Vâlcea. Avem o pulpă de merișor cu miere, premium, 100% natural. Avem o pulpă de cătină cu miere, tot așa, premium, 100% natural. Aici, în partea cealaltă, mai avem încă o comandă asemănătoare, însă avem două sticluțe de cătină și una de merișor. Cei de la judecătorie au decis că aceste produse sunt 100% naturale și le plac foarte mult, de aceea au făcut comandă. Dacă sunteți din Râmnicu Vâlcea, vă aduc eu comenzile acasă sau la serviciu unde lucrați dumneavoastră. Dacă sunteți în trecerea pe la Căciulata vis-a-vis de Mănăstirea Cozia, sunt părinții mei în fiecare weekend. Iar dacă nu sunteți din oraș, puteți să faceți o comandă de oriunde din țară și vă trimitem prin fan curier. Produsele vor ajunge la dumneavoastră acasă în 48 de ore lucrătoare și plata se face ramburs. Vă pupat, o zi frumoasă tuturor! Astăzi mâncăm mai devreme, urșilor, pentru că am venit mai repede de la sală, am plecat mai devreme la sală. Avem o ciorbă exact ca și ieri, cartofi cu dovlecel, multe legume, ia uitați aici, ardei roșu, morcov, țelină, ceapă, cine știe ce legume mai sunt pe aici. Și uitați câtă carne mi-am pus astăzi,
foarte multă carne din asta de porc afumată. Este extraordinar de bună, o să mănânc fără pâine. S-a făcut ora 7, a mai trecut o oră jumate de când am mâncat ciorbița, iar aici avem aproximativ 200 de grame de zmeură. O voi mânca acum. Am făcut astăzi record, fraților. Am făcut peste 10.000 de pași. Este prima dată când depășesc 10.000 de pași într-o zi anul acesta. Și sper să se cunoască toate eforturile mele. Când o să mă cântăresc duminică, sper să reușim să mai scădem, să arate cântarul la sub 112 kg. Dar oricum sunt foarte mulțumit de forma pe care o am. Mușchii mi-au crescut, se văd din ce în ce mai bine, se văd din ce în ce mai definiți. Mă simt mult mai bine, arăt mult mai bine. Îmi place foarte mult cum se vede umărul, cum se vede bicepsul acum, cum se văd brațele, trapezul. Îmi place foarte mult. Astăzi am avut o zi extraordinară la sală, am tras foarte tare, am pompat foarte bine, am lucrat cu greutăți foarte mari și am făcut și foarte mulți pași. Deci a fost o zi excelentă. S-a făcut ora 8 și mi-e poftă de ceva dulce, așa că o să mănânc un baton din ăsta cu ciocolată albă și migdale. Ia uitați ce bine arată, haideți să vedem dacă este bun, pentru că e prima dată când mănânc. Mamă, cât de bun e. Are decât 200 de calorii și 20 de grame de proteină. Super bun. Mai bun decât un Snickers. S-a făcut ora 10:30 și o să mâncăm mâncărică de spanac cu ou și cu niște legume și cu multă carne de porc. Și o să mâncăm fără pâine, exact ce am mâncat și ieri. Poftă bună, vă doresc tuturor. Avem aici un pomelo, fraților. O să-l decojez și o să-l devorez în timp ce mă uit la emisiune la Survivor. Și nu uitați să vă mâncați fructele, asta vreau să vă mai spun, pentru că sunt foarte, foarte sănătoase. Bună dimineața! M-am trezit mai bine decât speram astăzi, să știți, pentru că ieri am făcut peste 10.000 de pași, plus am avut un antrenament foarte greu la sală, la piept, la umeri și chiar mă simt foarte bine. Astăzi o să bem cafeluța îndulcită cu o linguriță de miere de rapiță și apoi o să mergem să facem câțiva pași prin curte, să facem măcar 5.000 de pași. Dar înainte să bem cafeluța, o să mănânc niște păstură, fraților, pentru că ne oferă o protecție la stomac, este foarte, foarte bună. Ia uitați, mi-am pus aici aproximativ 2 lingurițe, mi-am pus o porție mai mare. Da, este foarte bună. O să mănânc acum păstura asta, o să beau cafeluța și o să mă apuc de treabă. Am terminat cardio, am făcut și baie, haideți să vedem ce mâncăm la micul dejun. Ia să vedem noi ce au cumpărat Emi aici, salată de icre. Da, asta e cu grămadă de ulei, îmi place foarte mult, da, la soală. Avem ardei, din asta o să mănânc. Banane, o să iau și o banană. Și asta este bună. Ia să mai vedem noi. Aolea, ce mă, fraților, aici? Ce a făcut maica mea aici? Iar a făcut prăjitură cu mere. Extraordinar. De fapt nu, că spunea trecut a făcut plăcintă cu dobleac. Asta e prăjitură cu mere. Pandișpan așa. Hai de mine. Aici avem kiwi, bun, mere. Bune și astea, o să mâncăm când venim. Mere galbene și astea bune. Avem aici dovleci. Aici avem struguri, ia uitați. Am primit de la cineva. Foarte bun și ăștia, dar cred că o să mănânc așa când vin. Haideți să ne facem micul dejun și să revenim. Ok, cam așa arată micul meu dejun. Avem 2 feliuțe de pâine integrală. Avem un ou fiert. Avem 2 felii de cașcaval din ala de la Lidl. Avem un ardei capia tăiat așa pe lung. O să-l punem peste sandwich-uri. O să-mi fac sandwich-uri așa cu câte o feliuță cașcaval. O să mai punem câte 3-4 feliuțe de mușchi din ăsta file. În sfârșit am găsit la Lidl mușchi file. E foarte bun mușchi ăsta, v-am mai arătat și în cealaltă clipuri. 113 calorii pe 100 de grame și 21 de grame de proteină. Ce mai vrei? Și tot asta are 113 calorii, iar 100 de grame. Iar aici avem o banană. Asta este micul meu dejun și probabil că o să mai suplimentez și cu o bucățică de plăcintă, pentru că maica mea a mâncat niște plăcintă și vreau și eu să mănânc, că mai rămas o bucățică. Asta o să fie desertul, probabil. Și apoi plecăm la sală, că avem de tras foarte tare și astăzi. Saluturi și mei, ia uitați câte comenzi avem aici pentru astăzi. Avem un polen crud pentru cineva la sală. Avem aici 2 borcane de salcâm. O să mergem acasă să le livrăm persoanei respective. Aici mai avem 2 borcane de salcâm pentru bunica unui vecin de-al meu. La fel o să mergem acasă să le livrăm. Iar aici avem un borcan de mană mare. Avem o tinctură de propolis foarte bună. Avem o sticuță de cătină, sucul premium pe care îl beau eu. Persoana respectivă mă urmărește și vrea și el să-și crească imunitatea. Avem muguri de pin în miere, foarte bun pentru gât.
Așa că astăzi avem multă treabă, o să plec acum să livrez toate comenzile acestea. Dacă doriți și voi să comandați și sunteți din Râmnicu Vâlcea, vă aduc personal comenzile acasă la dumneavoastră sau la serviciu. Dacă sunteți în trecere pe la Mănăstirea Cozia, vis-a-vis de mănăstire, sunt părinții mei în fiecare weekend. Iar dacă sunteți din alte orașe, faceți o comandă pe site-ul nostru www.mieretv.ro. Este ora 7, am venit de la sală și avem aici o ciorbiță foarte bună. E făcută cu carne afumată, exact cum îmi place mie, multe legume, avem cartofi, dovlecel, ardei gras, roșu, morcov. Este foarte bună, are foarte puține calorii. Bine, mai s-a mai stricurat și puțină grăsime pe aici de la carnea asta, dar nu este nicio problemă pentru că oricum evit grăsimile. În schimb, maica mea n-a mai adăugat deloc grăsimi și o să mănânc fără pâine. Poftă bună tuturor! A fost foarte bună ciorba, fraților, îmi place foarte mult ciorba mie, știți, iar aici avem pomelo, e mai rămas jumătate de pomelo de seară, o să ronțele el acum și așteptăm să înceapă și misiunea Survivor. Foarte bun și pomelo ăsta de la Lidl, Honey Pomelo, pomelo foarte dulce, foarte suculent, ia uite și bine arată. Și nu uitați să mâncați fructe cât mai multe, da, fructe și legume cât mai multe. S-a făcut ora 10 seara, aceasta este ultima masă pe ziua de astăzi, avem o fasole foarte, foarte tare, ia uitați cât de mișto arată, este făcută cu cârnați, na, cârnații nu sunt chiar așa indicați pentru slăbit, dar sunt cârnați făcuți de părinții mei, n-au pus grăsime absolut deloc în ei, aici avem carne de porc afumată, avem o dită mai porția, o să mănânc două filuțe de pâine din asta de secară, are foarte multe proteine și pâinea asta. Iar aici avem niște gogoșari în oțet, făcuți de maică mea, sunt foarte buni și ei. Merg împreună foarte bine împreună cu fasolea. Asta este ultima masă pe care o să vă arăt săptămâna aceasta, pentru că sâmbătă, adică mâine, o să editez toate clipurile astea. Iar duminică o să filmăm cântarul oficial, introducerea, sfârșitul, le lipim repede la clipuri, ca să pot să urc clipul cât mai repede duminică, să-l vedeți chiar... atunci. Ok, urșii mei, a venit momentul adevărului, cântarul oficial. Haideți să vedem ce am făcut săptămâna aceasta, dacă am făcut progrese. 111 kg. Super tare, fraților. Am scăzut un kilogram față de săptămâna trecută. Mamă, cât de tare. Ia să mai punem o dată să verificăm. 111. Super, super șmecher. Extraordinar. Au doar roade iarăși toate eforturile pe care le-am făcut săptămâna aceasta. Super tare. 111. Haideți să mergem să scriem și să facem începutul și sfârșitul clipului și apoi să-l urc cât mai repede pe YouTube ca să-l vedeți chiar astăzi. Ok, am scris aici pe foaia mea de parcurs, de progres, 111 kg în săptămâna 7. Am plecat de la 121 în perioada asta, în sezonul 4, dar acum 2 ani am plecat de la 146 de kilograme. Dacă vreți să vedeți toate clipurile, căutați-le în seria Autoslăbește, pentru că le veți avea pe toate acolo, săptămână de săptămână. Da, este un rezultat extraordinar, fraților, urșii mei. Ia uitați cum se vede umărul. Uitați-vă un pic. Și astăzi gândiți-vă, e duminică, nici măcar nu sunt pompat, nu am fost la sală. Foarte, foarte fain. Mi se pare că am avut cea mai tare săptămână, mi se pare că am avut cel mai frumos progres, se văd foarte, foarte bine mușchii, începe să-mi placă foarte mult cum se văd mușchii. Eu mă simt foarte bine, sunt foarte motivat în continuare datorită vouă, pentru că îmi lăsați foarte multe mesaje și încurajări și mă susțineți, sunteți alături de mine, îmi lăsați like-uri la clipuri și lucrul acesta mă bucură foarte mult și mă motivează foarte, foarte mult să trag. Astăzi ce am mâncat nu este niciun secret, fraților, trebuie să mâncăm mai multe fructe și legume. Eu mănânc foarte multă mâncare gătită pentru că îmi place, pentru că mâncarea gătită are foarte multe legume. I-am zis numai că mea să nu mai pună grăsime în mâncare. Este mult mai dietetică acum mâncarea și rezultatele vin mult mai rapid, se pare. Bine, am tras și foarte tare săptămâna aceasta, am depășit și recordul meu de pași. Am făcut pentru prima dată anul acesta 10.000 de pași într-o singură zi. Fac câte un antrenament cardio pe zi, adică mers pe jos minim 5.000 de pași. Mă duc la sală o oră jumate, două maxim, depinde cât de intens am antrenamentul, dacă mai stau pe acolo de vorbă cu băieții sau mă antrenez mai serios, durează mai puțin, dacă mai stau de vorbă, durează mai mult. Dacă aveți întrebări, lăsați-mi în secțiunea de comentarii, vă voi răspunde cu cea mai mare plăcere, mai facem și noi puțin engagement aici pe canal la clipuri, prin comentarii,
De aceea vă cer mereu să-mi lăsați comentarii, pentru că mă ajută foarte mult. Și vreau să vă ajut și eu pe voi, dacă aveți vreo nelămurire, vă voi răspunde, v-am zis, cu cea mai mare plăcere. Nu uitați să-mi lăsați și un like dacă vreți să mă susțineți în continuare, să susțineți canalul ăsta să crească și să ajungă clipurile mele la cât mai multă lume, pentru a-i motiva și pe ei pentru a începe și o perioadă de slăbit, de masă musculară sau de ce nu chiar o transformare. Iar dacă vreți să vă susțineți sănătatea și corpurile, intrați pe site-ul meu www.mieretv.ro. Acolo puteți comanda cele mai șmechere produse apicole din țară, la cele mai mici prețuri, aveți zeci de reduceri plus suplimentar încă 10% la orice comandă. Până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao!